Sunt destui cei care cred că diplomele pe care le ai contează mai puțin decât ceea ce știi. Dar când ai 7 clase, cât de bine poți trata proiectele culturale dintr-un oraș ca Aradul? Se pare că foarte bine, altfel n-ar fi ajuns în Comisia de Cultură a Primăriei un consilier care nu a reușit să termine ciclul gimnazial. Și pentru că este atât de bun, a ajuns membru în consiliile de administrație a 3 licee din oraș. Ioan Farcaș, consilier municipal în Arad, are un cuvânt de spus atunci când vine vorba de cultură și ia decizii pentru 3 licee din oraș. Am putea crede că este un om cu multă școală, ce-i drept are școala vieții și 7 clase. A fost elevul școlii noastre, începând cu anul școlar 2008-2009, an în care, datorită faptului că nu a frecventat școala, a rămas repetent. Anul trecut școlar ar fi trebuit să fie elev în anul 4, însă, din nou, nu a frecventat școala și a rămas repetent prin abandon. Parcursul școlar nu i-a afectat cariera. Diplomele au o anumită valoare, dar caracterul omului, pregătirea și aplicarea lui pentru a sprijini comunitatea, liceul, a făcut ca să fie apreciat fără a atinge acea pregătire de 8 clase. Este un exemplu în comunitatea arădeană. Ar trebui să fie un exemplu și pentru elevi, având în vedere că face parte din consiliile de administrație a 3 licee din Arad. Aveți informații că unul dintre consilieri are doar 7 clase? Deci, personal, nu am informații oficiale legate de chestiunea asta. Noi, neavând în atribuții nici drepturile, nici obligațiile de a verifica studiile consiliului, ei sunt desemnați de Consiliul Local. Mi-e greu să-mi găsesc cuvintele, că nu vine să cred că se întâmplă una ca asta într-un municipiu ca și Aradul, mai ales că, îmi spuneați dumneavoastră, și în Consiliul de Administrație la 3 școli. Nu-mi dau seama cam ce sfaturi ar putea da dumnealui acolo. Ioan Farcaș, consilierul cu 7 clase, a refuzat să facă orice comentariu.